Prieteni, bună dimineața la dumneavoastră. Patroana de la Straia m-a sculat să pun ăștia la foc, să fac treburile ce e pe aici pentru Alinca e acasă. Da, că dacă nu era Alina acasă, nu făceam nimic. Înțelegeți, prieteni? Dacă nu era Alina și acasă, nu făceam nimic. Pentru mine una mă duceam și colo și colo și mâncam o gură de mâncare. Dar fac pentru Alin că el e șeful căși. Alin duce seagul. Înțelegeți? Treaba lui, dacă vine ursul, că nu sunt certată cu el, să vină cu copilul, cu Georgiana, cu fetele, cum vrea el. Nu-l oblig. Dacă vrea el să vină, că așa-i bine, că face și el mâncare la el acasă, face, că așa-i bine. Dar să vină și încoace, la frate sau la Alin. Să fie cu el împreună. Leon a vrut să vină, mănâncă cu Olga și cu Bogdan, să fie sănătos, să-l păzească Dumnezeu, să are grijă de el, să-l iartă de greșel, mă rog eu la Dumnezeu să-l iartă. Dacă el a ales plăcere așa, așa să fie. Pun ăștia la fiert, n-am pus mult prieteni ca să nu facă mâine, nu mai mâncăm cu dulce. O să pun burta asta la foc și piciorul ăsta, puțin așa fumătură, nu pun multă. Da. Las așa, asta rânza cu ață, ca să nu se părâmă. Așa e la noi, obiceiul din bătrâni. Și pun și piciorul ăsta. Avea porcii ăștia care le-am luat, avea picioare mari. Vedeți de ce luăm noi porci? Ca să facem tradiția. Ca să facem tradiția, prieteni. Pus o coastă de asta de aluleu pentru Alin. Așa. Și le lasă fiarbă până mai târziu. Așa, cu foc încet. M-a dus să mă iau niște lemne. Bine că mi-a tăiat eu în lemne, că dacă nu tăia lemne, n-aveam cu ce să fac. Da. Așa mi-a tăiat lemne și fac, uite, ușorel și treaba. Da. Am gunoaie aici, o să le scot după mai târziu. Ăsta gros, care ține focul. Și asta este, prieteni, îmi fac încetunel. Cum să scot pui, curcanul, să le dau sare, ca să ia sare, să fie gustoși. Până mai încolo le bag în tavă. Să mă uit pe cinte, cum facem noi de aia țigănești. Aici, să vedeți. Vedem dacă se scoală și Mihaela. Facem și noi foc în sufragerie, că acolo vreau să pun masa în sufragerie. Înțelegeți? Prieteni.
Mai odinesc, mai fac și eu ce pot, să mă duc să strâmbecul ăla de-acolo. Mai revenit. Prietenii moi pâinea, usei să moi pâinea, scosei ăștia curcanii, găinile, pusă-i spetiile afară la chert. Acum pusă-i să fac pâinea. Și asta este pietre, am făcut foc în sufragerie, că acolo vreau să pun mața. În sufragerie vreau să o pun. Cu o mână țin telefonul, cu o mână moi pâinea, prieteni. Da. Asta este, ai menul să sculare, ceasul 12. Că făcură salata aia și o măsură, prieteni. Da. Cam răcită, prieteni, o să vă las acum ca să pot să fac mântuirea. Mai târziu o să revenim. Prietenii, mă iai pâinea asta. Acum ăștia curcanii. Așa. Dacă-i foc în soba asta, să văd dacă arde. Uitați, prieteni, am luat brânză, oabă, precintă de asta să fac de sare, asta să dă de pomană mai de sare, precintă cu brânză și cu ouă. Da, să facă rudură, că aici vreau să pun masă. Să văd dacă fierbe. Așa, să mă duc să mai iau lemne. Singurică, prieteni, îmi fac lucrurile.
Să vezi să fie timp. Mă duc să fac insulina, că n-am făcut. Prietenii, am băgat lemne și aici, am băgat și în sobă, am oia pâinea. Acum dacă se scoală și ei, se bagă în cuptor pâinea și orătenile. N-are altceva ce să fac. Bine că e vreme frumoasă, mulțumim lui Dumnezeu că este vreme frumoasă. Și ne ajută Dumnezeu să fie vreme frumoasă, că numai frig a fost. Sunt cam răcită de gripă, da. Dar le fac ușor el așa, că nu mă grăbește nimeni. Că toamna mai târziu pune masă, așa se pune după masă. Prieten, mă duc în beci. Să văd dacă am un raion la vin. Prietenii, văd că la Damijanu nu-i umbrat, acum să se scoală arin să vadă. Nu văd nimic, ai lumină. Văd că o sticlă de asta e beută. A beut-o toată prietenii, uitați. Uitați, prietene, am mai lăsat una, de asta albă. Uitați-o, prietene. Am mai lăsat una. A beut una. Vedeți, și am în casă pe Ion. Ce am pe Ion în casă? Uitați, prietene. Era vin de ăsta de Focșani, de la Dusăleu. Și a beut o sticlă de 3 kg. Aici, să iau untura. La Damijana, bă, că nu e umbrat, eu știu. Avea de gând să umbră și la Damijana. Înțelegeți, prieteni, ce am învins și aici a trebuit curat. Uitați, s-a beut o sticlă dintre asta. Plină. Înțelegeți, prieteni? Ion, numai de băcănie e. Numai de băcănie, Ion. Că n-am ce să fac. Da, nici tate nu se scula. Da. Prieteni, am pus pâinea asta, sarmalele la fiert. Da, o să facă pâinea frumoasă. Da. Căză o gripă asta pe noi, prieteni, ce să faci? Da. Fierbe cetunel. Că e de vreme, încredem focul dacă arde.
Au. Nu mai pot, prieten. Căzut gripa pe mine. Să vedem mare foc, și arde de bine. Să încălzească aici. Aici punem masă. Așa. Asta este, prieteni. Ce să facem? Nu mai putem, prieteni. Nu mai pot. Au. Florile mele sunt frumoase. Să scoală tatea și ea să facă și ea curat. Dar nu mai pot. De salmanele. La copiii asta. Asta este, prieteni, mai târziu mai revenim.